Codru Festival caută voluntari plini de entuziasm care vor să participe și să trăiască alături de echipă aventura completă a organizării celei de-a treia ediție a festivalului. Evenimentul va avea loc între 25 și 27 august lângă Timișoara. Anul trecut, festivalul s-a bucurat de implicarea peste 200 de voluntari, pentru ca experiența celor 4 zile să fie așa cum merită fiecare participant. În total, peste 25.000 de oameni au cântat și au dansat la pădurea Bistra lângă Timișoara. Energia 10.000 de participanți și a sute de persoane implicate în organizarea lui a adus singura nominalizare din anul acela a unui eveniment din România în cadrul European Festival Awards, la categoria Best Medium Festival in Europe. După votul publicului și al jurului format din experți culturali din mai multe țări europene, Codru Festival a urcat pe lista celor mai bune 10 evenimente. Anul acesta vor fi amenajate 5 scene pe care vor urca Parov Stelar, Tarja Turunen, Alba Rosie and Schengen Clan, Asian Dub Foundation, Alternosfera, Surorile Osoianu și Lupii lui Calancea. Sunt doar primele nume de artiști anunțate, urmează și alte surprize în curând, spun organizatorii. Codru Festival face parte din programul cultural național Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, finanțat de Consiliul Județean Timiș.